este din Dumnezeu prin Iisus Hristos, a care este slavă și puterea vecii vecilor. Amin. Amin. Ceea ce doresc eu mai mult decât orice în această seară, e să nu vă vorbesc eu, ci să vă vorbească Dumnezeu. Amin. Și doresc ca să mă ferească Dumnezeu de cuvintele mele. Și să lasă Dumnezeu cuvântului pur, curat, drept de la Dumnezeu. Amin. Nu este lucru mai important în viața aceasta decât să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți și spre binele vostru nu mă cunoașteți. Pentru că dacă mă cunoașteți pe mine, n-ați trebuit să vă nimic. Nu sunt un om simplu, sunt un om ca oricare alt om. Așa că n-ați fi avut niciun beneficiu dacă m-aș fi cunoscut. Dar important e un lucru, să ne cunoască Dumnezeu. Amin. Prin faptul că nu vă cunosc, tot ce vă voi spune, vă voi spune de la Dumnezeu. Dacă veți simți că Dumnezeu vă vorbește, să luați seama la cuvintele care vin spre voi. Iisus când le vorbea oamenilor, la un moment dat spune Biblia că la început să le vorbească și spune cuvintele mele sunt Duh și viață. Nu a spus că cuvintele mele sunt suflet și viață, a spus cuvintele mele sunt Duh și viață. Vedeți, dacă vă voi vorbi din minte, vă voi atinge mintea voastră. Dacă vă vorbi din inimă, vă voi atinge inima voastră. Și dacă vă vorbi din Duhul Dumnezeu, va vorbi Duhului tău ca om. Și Duhul tău ca om va fi sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu. Dacă îți vei împietri inima, s-ar prea putea ca să vă scoate aici în băl sau pietre, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Spune Biblia că Ștefan, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat în picioare și a vestit cuvântul. Era un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Vorbea Duh și viață. Vorbea exact cum vorbea Domnul Iisus Hristos. Și cuvintele lui, spune Biblia că erau oameni cu inima împietrită. I-a tăiat pe inima, spune Biblia. L-au împroșcat cu pietre. Petru, în capitolul 2, Fapte, când s-a sculat, tot la fel și el. Dar spune Biblia că oamenii au fost străpunși în inimă, nu? Tăiați pe inimă. Și ei fiind străpunși în inimă, spune Biblia că s-au pocăit 3.000 de oameni. Aș vrea ca Dumnezeu să le străpungă inima mie prin inimă. Amin. Și după aceea și vouă. Amin. Este înălțare. Un lucru extraordinar. Fiecare Evanghelie când a fost scrisă, prima Evanghelie din cele patru care a fost scrisă, din Matei, Marcu, Luca și Ioan, a fost Marcu. Petru, fiind inspirat de Duhul Sfânt, dictând la Marcu ce să scrie, el a crezut că când a început Iisus, misiunea lui, a început-o cu botez, când s-a botezat. Așa că i-a spus, bă, începem să scriem de la botez. Și a început să scrie cum Ioan a văzut că s-a deschis cerul, oprit Duhul Dumnezeu coborându-se peste el ca un pomer. Și a început de acolo. După el a scris Matei. Matei, văzând ce a scris Petru, s-a gândit că trebuia să încep mai devreme puțin. Pentru că e scris în profeți. Trebuia să iasă din seminția, trebuia să iasă din Avram. Prin el vor fi binecuvântate toate popoarele. Era profețit. Și a început și a scris și el de la genealogie. Și a scris de la Avram. După el a scris Luca. Luca spune Biblia că a cercetat lucrurile cu deamănuntul. Luca a scris și Faptele Apostolilor. Când a început să scrie, el s-a uitat ce a scris și Marcu. El a avut, el a cercetat. O scris și Matei și s-a uitat, a scris și tu ceva bun. Tot a scris bine, dar trebuia să încep și mai demult. Și a început de la Adam și a scris de la Adam. Genealogie. Ioan, care a scris ultimul, s-a gândit, bă, a scris tot foarte bine, dar Iisus este Dumnezeu, 100% om și 100% Dumnezeu. Și trebuia să începeți de la începutul Lui, care nu este început, și așa că a început, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și a scris și El. Și acum, Faptele Apostolilor, Luca, din nou, capitolul 1, versetul 1, zice Teofile, scrie către Teofile. În cea din tâi carte, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Un lucru cheie. Iisus nu vorbea și apoi făcea. Întâi făcea și apoi vorbea. Este important în tot ceea ce vorbim, să nu vorbim ceea ce facem. Să nu vorbim ceea ce putem face. Să nu vorbim și să nu îndrăznim să vorbim sau să menționăm de un lucru. Că Pavel spunea la un dat. Deci noi nu spunem nimica care Hristos n-ar fi făcută prin noi. Vă mărturisim ce-am văzut cu ochii noștri, ce-am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vă vorbim, aceea vă vestim. De ce?
Puterea lui Dumnezeu stă în spatele Cuvântului. Înălțarea. Suntem obișnuiți ca să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Toți o sărbătoresc. Suntem obișnuiți ca să sărbătorim Paștele. Toți o sărbătorim. Înălțarea, oarecum, de cele mai multe biserici, aici am luat ce peste mulți. Dar cele mai multe biserici din ziua de astăzi, înălțarea, cam trecută cu vedere. Și este extrem de importantă. După ce a înviat Iisus Hristos din morți, a treia zi după Scripturi, spune Biblia, i-a învățat pe ucenici niște lucruri. V-ați pus vreodată întrebarea ce i-a învățat Iisus pe ucenici și ce a încercat ca să-i învețe pe ucenici în timpul acela de 40 de zile. A înviat din morți, ucenicii toți speriați. Oarecum fricoși, ascunși, închisă ușa. Alții nu erau acolo, alții erau acolo. Toma nu a fost prima dată. După aia a venit și el. Dintr-o dată s-a făcut în mijlocul lor. S-au speriat, au crezut că este un duh. Eu sunt. Apropiați-vă de mine. Pipăiți-mă, dați-mă o favoare de miere. O dispăcut dintr-o dată. Pentru că urma osului. Din nou. Vorbea cu ei, credea că e cine știe cine. Numai tu nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea. Numai tu. La frângerea cu inimii s-a deschis ochii. Pac, a dispărut din fața lor. Deodată n-a mai fost. Plin de bucurie s-au întors înapoi, au ajuns înapoi. Spunându-le că l-au văzut pe Domnul. Se lăudau cu toții că l-au văzut pe Domnul. Aveau o bucurie în suflet că l-au văzut pe Domnul. Toma vine și el. Eu dacă nu-l văd, eu nu cred. Pe bună dreptate spunea lucrurile acestea, dacă ne citim. Pentru că toți au făcut la fel. Toți ne-au crezut până nu l-au văzut. Toți ne-au crezut până nu l-au pus mâna. Și a fost și el la fel. Noi numim Toma necredinciosul, dar ar trebui să numim pe toți la fel. Pentru că toți au fost la fel. Toma și el. L-a văzut. A dispărut după aceea. Și timp de 40 de zile apare, dispare. Pe țărmul mării. L-a pescuit. Ucenicii l-a pescuit. Dintr-o dată, Ioan îl vede. Este Domnul. Petru stă haina jos cu Biblia sa în mare. În noapte repede acolo și merge la Domnul. Are conversația aceea între el și mă iubești, Petre, mai mult decât ceilalți. Întreabă-te, îl iubești tu pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, mai mult decât ceilalți. Mai mult decât prietenii tăi. Îl iubești tu mai mult decât ceilalți. Oare cum Petru i-a spus, da, tu știi. Tu știi că te iubesc. Dar mă iubești tu, Petre, mai mult decât ceilalți. Chiar mă iubești. Petru din nou răspunzând lui Dumnezeu că îl iubește. Și Iisus spunându-i de fiecare dată. Paște oile mele. Paște de mșeii mei. Paște oițile mele. Vedem ce s-a întâmplat în tot timpul acesta. 40 de zile. I-a spus, duceți din peștii voștri. Și puneți aici să... Deși când zice Biblia că e un pește pantat. Adică pantat. E pe cântat. Un pește deja era pe grătar. Spune Biblia acolo că au prins 153 de pești mari, mici, mari. Și a spus Iisus că trebuie duceți și din peștii voștri. Și i-a pus aminte din nou Iisus de scopul vieții lor. V-am chemat când ați fost pescari. Și v-am spus că vreau să fac din voi pescari de oameni. Aici pe grătar, la ora actuală, am și eu un pește. Dar nu vreau să mâncați peștele mele. Duceți în aeroști. 153 de pești mari i-ați prins pentru că eu am vrut să-i prindeți. Dar vreau să vă spun ceva. Sunteți ucenicii mei. Duceți din peștii voștri. Puneți-i pe grătar aici. Pe vremea respectivă existau 154 de națiuni.
Ei au prins 153 de pești mari. Iisus a avut el unul, care a fost Israelul, deci au fost al lui. Și 153 pești mari le-au spus lor, voi aveți de pescuit. Aveți de pescuit 153 de națiuni care existau atunci. Aveți de mers pretutindeni să vestiți Evanghelia. Și le-a spus cuvintele acelea mai apoi. Duceți-vă toată lumea de vestiți Evanghelia. Botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. După aceste întâmplări, după aceste conversații, după aceste apăreri ai lui Iisus Hristos neașteptate de ei, că niciodată nu s-a așteptat, nu știau niciodată, când acolo e lângă mine. Să trezea pe Iisus lângă el. Și după aia dispărea dintr-o dată, nici nu s-a așteptat când dispare. Trecea prin zi, spune Biblia. Cu ușile încuiate, apărea dintr-o oraș. S-au început să se obișnuiască, de fapt, cu ceea ce Dumnezeu încerca să-i învețe pe ei în acești 40 de ani. Să învețe, să priceapă și să înțeleagă că prezența Lui îi pretutindeni continuu și că ei niciodată nu sunt singuri, chiar dacă s-ar putea să se simtă singuri și pricoși. Nu. Era acolo. Și chiar dacă ei nu-L vedeau, ei se înțeleagă că eu sunt acolo. Și dacă eu vreau ca să-mi deschid ochii, să mă vezi fizic, pot să o fac. Dar nu trebuie să înțelegi și să crezi. De aceea i-a spus, ferice, de cei care n-au văzut și au crezut. Au crezut? Ce-a crezut? Că eu am înviat, că eu sunt aici, eu sunt viu. Au crezut. Ferice de noi, că noi n-am văzut, dar am crezut. Și noi știm că El este prezent. Noi știm că El este viu. Noi credem. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă niciodată nu te-a vindecat Dumnezeu, dacă niciodată nu te-a ascultat Dumnezeu vreo rugăciune, merită să taci în biserică. Dar dacă Dumnezeu ți-a ascultat multe rugăciuni, dacă Dumnezeu te-a iertat de păcate, dacă Dumnezeu ți-a mântuit sufletul, dacă Hristos ți-a ascultat unul la altor rugăciuni și poate că mii de rugăciuni, atunci când se zice slăvit să fie Domnul, se merită să zicem tăi slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că, frații mei, Îl lăudăm pe un Dumnezeu viu, care este prezent în locul acesta. Știi că chiar dacă tu nu-L simți, El este prezent. A început tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. A făcut și apoi a învățat. A făcut și apoi a învățat. La înălțare, vedem niște lucruri foarte importante. Avem de a face cu Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus că în tot în același fel, cum plec, cum l-ați văzut, plecând, mă voi întoarce. La înălțare putem vorbi multe lucruri, putem vorbi la venirea Domnului Iisus Hristos. În același fel, pe nori cerului va veni. La înălțare avem de-a face cu promisiunea lui Dumnezeu. Fapte 1 cu 8. Este mai de folos pentru voi să plec. Că dacă eu nu plec, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, nu poate să vină. A trebuit Iisus să plece. Ucenicii oarecum vreau să-L țină. Că nu înțelegeau. Până când? Când îi vrem, dacă nu vrei să restaurezi? Ei încă aveau gândul să restaureze împărăția lui Israel. Aveau gândul la împărăția firească. La împărăție care se vede cu ochii. Când Dumnezeu se uita mult mai departe decât ei. Lucru interesant. Ci voi veți primi o putere. Versetul 8. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile Pământului. Și voi veți primi o putere. Cuvântul acesta putere, în tot Noul Testament, Corinescu îl folosește și scrie putere peste tot.
Dar dacă te uiți în original, dacă te uiți în greacă, dacă te uiți în engleză chiar, e tradus în două cuvinte. Cuvântul ăsta, putere din capitolul 1, versetul 8, e dunamis, oarecum, e scris, e puterea de a crea. E puterea supernaturală de a crea. Mai există un cuvânt de putere, care Biblia spune, de exemplu, că le-a dat Iisus putere, Marcu, capitolul 3. Zice că le-a dat putere ucenicilor să vindece bolnave și să scoată draci. Cuvântul de putere acolo este un alt cuvânt de putere. În greacă zice exousia, zice, zice aia înseamnă, e cuvântul de autoritară, putere autoritară. De fapt, dacă ne uităm la diferența, care e diferența între darul minunilor și darul tămăduirilor, darul vindecărilor? Vedeți că scrie acolo darul vindecărilor. E scris la plural. Adică sunt multe daruri de vindecare. Poate Dumnezeu să-ți dea ție un dar de vindecare, să vindeci pe toți care te rogi pentru ei cu durere de cap. Dar poate dacă te rogi pentru care are durere de spate, nu se vindecă. Poate Dumnezeu să-ți dea darurile toate. Să fii plin. Și să te rogi și pentru un care e paralizat, să ridice picioarele. Dumnezeu poate. Zice că le-a dat putere să vindece bolile și să scoată dragi. O putere autoritară. Care e diferența între darul minunilor și darul vindecărilor? Darul minunilor, ori de câte ori Iisus a făcut o minune, cum a fi că a poruncit mâini să se potolească. Cum a fi că a mulțit pâinile. A fost puterea de a crea. A fost exact puterea asta, aceasta din fapte 1 cu 8. A fost puterea de a crea. Dunamis. Ori de câte ori Iisus a poruncit unui om să fie eliberat de vreun drag. A poruncit dracului să iasă afară din om. Ori de câte ori a poruncit bolii să iasă afară din om. S-a rugat pentru un om bolnav. De fiecare dată unde e folosit. Aspectul acesta e folosit putere autoritară, exusia. E foarte important. De ce e important? Aș vrea să vorbesc puțin despre putere. Pentru că este lucrul exact înainte ce le-a spus Iisus lor, ca o nevoie. Eu plec, dar eu nu vă las orfani. Eu vă trimit pe Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi. Până acum a fost cu voi. Zice Biblia că venea. Și în Vechiul Testament. Venea peste ei. Proroceau. Dar nu zice că a fost în ei. În Noul Testament beneficiem să fie în noi. Și Dumnezeu vrea să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Să fie în noi. Și cu noi. Care diferența? Dumnezeu vrea să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Și dunamis, și exusia. Să mă înțelegeți, puterea autoritară. O să repet chestia asta mult. Și vreau să vă spun de la bun început un lucru foarte important, să fiți atenți. Autoritatea vine în urma relației. Puterea e un dar. Doamne, dăm putere. Nu stă putere. Dunamis. E un dar. Doamne, dă-mi putere. Dumnezeu îți dă putere. Ne rugăm, Doamne, dă-ne putere. Dumnezeu te umple de putere. Și spune Biblia că ucenicii în Faptele Apostolilor nu s-au oprit doar în fapte 2. Au continuat să stăruie. Dumnezeu a tot umplut. Puterea aceasta, dunamis, Dumnezeu te dă umple. Dar autoritatea vine în urma relației. Autoritatea vine în urma relației. Să poți să poruncești un om care e bolnav să se ridice picioare, ai nevoie de relație. Satana, când a păcătuit, spune în Biblia că și-a pierdut ceva. Autoritate. A rămas cu putere. Știi că spune Biblia că va încerca să înșele chiar și pe cei aleși. Cum? Zice că prin puterea Satanei, zice că va coborî până și foc din cer. Satana încă are putere. Da, a fost dat afară. A pierdut autoritatea. Când a păcătuit Adam,
Știi că spune Biblia acolo că pentru un singur om a intrat păcatul lumea și de moarte. Nu zice pentru doi oameni, pentru un singur om zice. Și nu vorbește despre Eva, vorbește despre Adam. Pentru un singur om, când a păcătit Adam, a fost problemă. O fost mare problemă când a păcătit Eva. Că l-a păcătit pe Adam. Dacă l-a păcătit Adam, în gena lui, erau toți. 1 Corinteni, capitolul 7, spune că dacă unul e credincios și celălalt e necredincios și au copii, zice că copilul lui vor fi sfințiți din pricina celui credincios. Dacă Eva au păcătuit, ea murea. Dar dacă Adam nu l-a ascultat și nu mânca, copiii lor erau sfințiți și trăiau. Rămâneau redent. Pentru un singur om a intrat păcatul în lume și anume moarte. Adam. Nu prin doi oameni. Putere. Satana, când a înfluințat-o pe Eva și a înspitit-o pe Eva să păcătuiască, Geneza capitolul 3, el a fost după puterea ei, a mers după autoritatea care Dumnezeu i-a dat la Adam. În Geneza 1:26, dacă deschidem acolo Scriptura, chiar vă rog. Geneza 1:26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste pește mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. El să stăpânească. El cine? El omul. El să stăpânească peste toate vitele, peste tot ce mișcă pe pământ. Și i-a spus Dumnezeu la Adam, Adame, eu te pun pe tine stăpânitor peste pământul acesta. Eu pentru asta te creez. Te-am creat și vreau ca să fii stăpânitor peste pământul acesta. În capitolul 1 din Geneza, Dumnezeu creează toate lucrurile. În capitolul 2 din Geneza, Dumnezeu explică cum a creat ceea ce a creat în capitolul 1 și oarecum le dă definiție. În capitolul 2 spune Dumnezeu la Adam ca să numească lucrurile. Fiecare animal. Aia e punctul 2, o să ajungem acolo. Autoritatea vine și în urma numelui. Satana, când a venit la Adam și la Eva să ispitească, i-a ispitit ca să le ia autoritatea. Și Luca, capitolul 4, când a fost ispitit, spune Biblia Iisus, i-a spus Satana la Iisus, mie mi-au fost date. Și Iisus nu l-a contrazis. Nu i-a zis că nu i-a fost date ție. Pentru că a avut dreptate Satana. Mie mi-au fost date, zice, și le dau cui voiesc. Au fost date lui de Adam, când a păcătuit Adam. Împărățiile dea, și zic, așa se numește Biblia. Domnul dea prin acestea. Iisus când a venit, zice că întunericul nu are nimic în mine. El a luat înapoi autoritatea de la Satana. Și vrea să te dea înapoi ție. Dar tu singur, tu nu poți să ai autoritate singur. Tu autoritatea o vei primi doar în urma relației. Tu autoritatea o primești doar în urma numelui Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Autoritatea a fost pentru că Dumnezeu l-a numit pe Adam, Adam. Adam, spune Biblia, că i-a dat numele vestei lui și a spus Eva. Nu Dumnezeu i-a pus numele Eva. Adam i-a pus numele Eva, spune Biblia. Și care sunteți părinți, mi-a dat nouă copiilor numele nostru, zice, pentru că aveți autoritate peste noi. Dumnezeu e autoritar peste bărbat. I-a dat numele. Bărbatul e autoritar peste nevasta lui. I-a dat numele. Aceasta este foarte indicat. Poate nu păcă niciodată la chestia asta. De ce să-ți schimbi numele cât de căsătorești? Să nu fii femeie. Dacă ești bărbat, nu? Să fii autoritate, sau autoritate ca bărbat. Eu pus Dumnezeu acolo o chestie importantă. Numele reprezintă autoritate. Părintele dă copilului nume. Din cauza că i-a dat numele el, ai autoritate peste el. Autoritate peste el. Dumnezeu a numit toate lucrurile în existență. Le-a numit în existență. Stelele le-a dat nume la fiecare. Are autoritate peste fiecare lucru. Este autoritate în urma relației. Este autoritate în urma numelui.
De aceea spune Biblia în Filipeni capitolul 2. Hai să deschidem acolo. Filipeni capitolul 2. Versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățișat a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat în numele, care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice lui limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amen. I s-a dat un nume, autoritate, mai presus de orice nume. În cartea Apocalipsei spune acolo că cel ce va birui, îi voi da o piatră, îi va scrie un nume, pe care nu va ști nimeni, numai El. Și Dumnezeu zice Biblia. Autoritate. Există o autoritate în spatele numelui care Dumnezeu ți-l dă. Autoritatea mai vine în urma ascultării. Relația ta cu Dumnezeu are de-a face cu ascultarea ta cu Dumnezeu. Iacov capitolul 4. Te scrieți cu mine acolo. Iacov capitolul 4, versetul 7. Iacov 4 cu 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fuge de la noi. Supunere sau ascultare? V-ați gândit vreodată care e diferența între supunere și ascultare? Care e diferența între supunere și ascultare? Să asculți, poți să asculți chiar dacă nu asculți imediat, nu-i așa? Ca să fii supus. Ești imediat. Iisus a dat o pildă și a spus că doi, le-a spus tatălui, a spus tatălui pentru ei, duceți să faceți ceva. Eu spus să facă ceva. Unul dintre ei a spus că mă duc și nu s-a dus. Celălalt a spus că va merge și nu s-a dus imediat, dar s-a dus mai încolo. A ascultat. A doilea, care totuși a ascultat, a fost ascultător, dar nu a fost supus total. Supunere înseamnă ca să asculți în totalitate. Să vă dau un exemplu practic. Dacă îți vorbește Dumnezeu, de exemplu, dă-i toți banii care ai la tine. Pagă la colectă. Și îți vorbește Dumnezeu. Și tu te gândești în mintea ta, bă, destul de bani care am. Alții nu mai am, trebuie să-mi bag benzină, n-am băgat benzină. Cum ajung acasă, mi-s pe roșu la benzină. Și încerci să spui motive în mintea ta. Bă, și încerci să te confrunți cu tine însuși. Să-i dau, să nu dau, să spui argumente, să nu-i dai, să-i dai. Poate te lupți cu tine însuși jumătate de oră. Știind că Dumnezeu ți-a spus să-i dai toți. Vine colecta și-i dai toți cum a fost. Ai fost ascultător. Ai fost. Dar nu ai fost supus în totalitate. Supunerea nu mai pune întrebări. Supune că nu mi-a întrebat. Că spunea Dumnezeu, știi ce? Pentru că când e supus, tu te încrezi în Dumnezeu. Știai că Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, știa că tu nu ai benzină de mașină. Știa că tu ești ultimii bani care tu ai. Știa și chestia aia. Și tu crezând în El, era supus în totalitate lui Dumnezeu, El dacă ți-a spus să faci un lucru, tu făceai cu El ca să spui vreo întrebare, măcar. Sau să te confrunți cu tine însuți în necredință. Bă, să... Dacă... Făceai din prima. Erai supus. Și aici Dumnezeu spune, supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Autoritate. În urma ascultării. Dar autoritate în urma ascultării profunzită la supunere. Biblia zice, de exemplu, Romani capitolul 12, versetul 2, zice, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu.
să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți cu veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine în voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Autoritate în urma supunerii totale, în urma du-ți trupul tău ca jertfă. 2 Împărați, capitolul 3. Avem de-a face o istorie acolo al Israel. Împăratul Ahab a murit. Deodată, spune Biblia că Moab a pornit război împotriva lui Israel. Speriat Israel, a mers Iuda și Israel împreună, a luat pe el. Încă un împărat, spune Biblia, și au mers 3 împărați să lupte. Au fost puși într-o circunstanță în care nu au avut ce să mai facă. Au rămas fără apă, spune Biblia. Au mers la Elisei, Elisei le-a spus în Duhul Domnului ca să facă găuri, au făcut găuri, a ieșit apă din pământ, au făcut apă. Și au mers la luptă, spune Biblia, și au luptat mult. Au biruit până au ajuns la ultima cetate. Cetatea lui Moab. A rămas cu 700 de oameni, spune Biblia. Ultimele două versete acolo. Și spune Biblia că omul acesta, un păgân, a văzut în circunstanța în care era. Spune că a dus ca jertfă lui Moloch pe fiul lui cel mai mare, care trebuia să împărățească după el. Și a pierdut războiul în Israel. Eu când am zis, dacă a fost blocat. Spune Biblia că tine care s-a dus acasă, a plecat, nu i-a bărbănit. Puteau să-i bată cu desăvârșire, puteau să termine cu totul pentru ei. Nu, și nu au făcut-o. O pierdut războiul. Zice, că a dus ca jertfă lui Moloch pe cel mai mare fiul lui. Și-o pentru războiul ăștia. 3 împărați contra la lui. Eu când am citit acolo, stai și m-am uimit, bă. Ați câștigat atâta, ați mers atâta la război, ați bătut atâta cetăți, ați omorât 10.000 de oameni și v-ați oprit la 700 de oameni că unul a dus ca jertfă pe cel mai mare fiul lui, unui drac. Pe cum? Pentru că în momentul în care împărăția Întunericului și în momentul în care oamenii din afară care sunt în împărăția Întunericului sunt mai devotați decât noi, care suntem din poporul lui Dumnezeu, am atras ei. Dumnezeu ne dă Dacă noi, ca biserici, nu ne unim împotriva lucrurilor din lume, să dau legi homosexuale, păi dar ce procentaj de mulți sunt ei? Ce mulți în procentaj suntem noi, care credem în familie, care credem că trebuie să fim căsătoriți între bărbați și femeie, nu? Dar din cauza că nu ne unim, să ne ridicăm în picioare pentru ce adevăr, să ne unim împotriva oricărui legi care se dă împotriva tot ce nescriptural. Din cauza că nu ne unim și ei se unesc, au avans ei. Câștigă ei. Război după război. Luptă după luptă. Câștigă ei din cauza noastră. Pentru că noi nu suntem uniți. Dumnezeu ne cheamă la unitate. Ne cheamă Dumnezeu la unitate în biserică. Vedeți? Nu știu exact ce propuneri se fac în biserică, dar știu un lucru. Că fără unitate, nu se poate face nimic. Când este o propunere bună în biserică, nu vă potriviți. Aveți gândul lui Hristos. Gândiți același gând, toți. Dacă vă uniți, veți ajunge de parte. Dacă toți puneți mâna la un lucru, veți avea biruință. Dacă toți postiți pentru o cauză, ca cum ați postit pentru voi înșivă, veți avea biruință. Aveți putere, aveți biruință împreună. De ce spune Biblia, de exemplu, că soldații lui David, cel mai puternic soldat al lui David, zice că cel mai slab se lupta împotriva la 100 și cel mai tare împotriva la 1000. Și dacă erau doi împreună, zice că erau doi împotriva la 10.000. Pe cum adică doi împotriva la 10.000? Care e matematica ta? E unitate. Chiar dacă erau doi care erau pentru cei mai slabi dintre ei, care se luptau doar unul la 100. Dacă erau doi de ea împreună, se luptau doi la 10.000. Erau așa de puternici.
Dumnezeu ne cheamă la unitate. Există o autoritate și o putere mare în unitate. Dumnezeu nu vrea să facem nimic de unul singur. Dumnezeu ne cheamă la unitate. Amen. Uniți în rugăciune. Uniți în dragostea frățească. Uniți în frângerea câinii. Uniți în învățătura apostolilor. Uniți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Autoritatea vine în urma relației. Puterea e un dar. Ce vrei Dumnezeu putere? Și nu uita un lucru. Vedeți? Împărăția lui Dumnezeu. A început să le vorbească oamenilor despre Împărăția lui Dumnezeu. Iisus a început chiar cu chestia asta la început. Pocăiți-vă căci Împărăția cerurilor este aproape. Dacă ne uităm la împărățiile lumii, dacă ne uităm la împărați, un împărat când merge la război, biruie și cucerește prin putere. Dar are autoritate peste împărăție cât timp are relația. Dumnezeu vrea ca să mergem în afară. Mergeți propovăduiți Evanghelia, spune Biblia, la orice pătură. Și prin puterea Duhului Sfânt le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până când îți primi o putere. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Apoi, după ce veți primi o putere, veți merge. Și mergeți cu puterea care v-a dat Dumnezeu. Slujiți cu puterea care v-a dat Dumnezeu. Vorbiți cu puterea care v-a dat Dumnezeu. Răspândiți Evanghelia. Cu puterea care v-a dat Dumnezeu. Și după aceea, lăsați autoritatea lui Dumnezeu în urma relației. Să stăpânească. Dumnezeu. Sper să mă înțelegeți. Înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și cum stăteau ei cu ochii pioniți spre cer, versetul 10, pe când se suia el. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iisus este în cer. Vedeți, când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, spre Biblia. Parte bărbătească și parte femească a făcut. Înainte ca Dumnezeu să creeze toate lucrurile, spune Biblia că a creat mediul pentru omul respectiv. O să vedeți de imediat de ce mă duc și de ce spun chestia asta. Înainte ca Dumnezeu să creeze peștele, a creat apa pentru peștele. Înainte ca Dumnezeu să creeze pământul, planta, a creat pământul pentru plantă. Înainte ca Dumnezeu să creeze pe om, a creat grădina Edenului care reprezenta prezența lui Dumnezeu. Și l-a pus pe om acolo. Dacă scoți un pește din apă, l-a scos din mediul în care Dumnezeu l-a făcut să fie. Moare peștele. Dacă scoți o plantă din pământ, ai scos-o din mediul în care a făcut-o Dumnezeu să fie. Și moare planta. Și în momentul când ai scos un om din prezența lui Dumnezeu, din mediul care a fost creat să fie, moare omul. Dumnezeu când te-a creat pe tine, te-a creat pentru El. Te-a creat Dumnezeu și spune Biblia că te-a creat după chipul Lui. A știut Dumnezeu că vei păcătui. A știut Dumnezeu în precunoașterea Lui că va fi o vreme când tu ca om vei cădea. Și va trebui El ca Dumnezeu să vină. Să plătească prețul păcatului tău. Am un exemplu care îl dau des și îl dau pentru că oricum deschide mintea omului să înțeleagă vida păcatelor noastre. Ce-am făcut noi. Dacă eu aș păcătui împotriva unui frate acum și aș da o pală, aș păcătui împotriva lui oarecum, n-ar putea să-mi facă evanghelul cu că e la aceeași nivel. Nu e în autoritate, nu e în autoritate mai mare ca mine și nici o mai mare ca el. Suntem la fel. Dacă i-aș da o palmă tatălui meu care m-a născut, am făcut un păcat mai mare pentru că e autoritate peste mine. Este părintele meu. E un păcat mai grav. Dacă i-aș da o palmă unui judecător, intru în pușcărie. E autoritate mai înaltă. Dacă îi dau o palmă la Donald Trump, poate mă pușcă direct.
Deci am șansa să se tălpușe direct din cauza autorității care o are. Când noi am păcătuit, i-am dat o pană lui Dumnezeu. Ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu care îi spune Biblia că cerurile cerurilor, nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu la cât de mare e Dumnezeu. Dumnezeu care n-are început și n-are sfârșit. Dumnezeu Sfânt, drept și plin, iubitor, dragoste, da, dar Sfânt, Sfânt, veșnic Sfânt. Avem noi o cântare care spune de trei ori Sfânt. Aveți aminte trei ori Sfânt, să știți. Dumnezeu e veșnic Sfânt. O scrie în Isaia 6 acolo, Sfânt, Sfânt, Sfânt de trei ori, dar el acolo, dacă trebuia să scrie, trebuia să scrie tăp, continuu Sfânt Dumnezeu, da, să spună Sfânt. Că Dumnezeu e veșnic Sfânt. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu care e veșnic Sfânt. Care nu are margini, care toate lucrurile le are în mâna Lui, tot globul pământesc, toată universul, spune Biblia, că e în palma lui Dumnezeu, la cât de mare Dumnezeu. Și noi am păcătuit. Eu și tu am păcătuit împotriva unei astfel de Dumnezeu. În autoritatea lui Dumnezeu, la cât de mare e El, după dreptatea lui Dumnezeu, noi toți, eu primul, merităm să mergem în iad pentru veșnicie, pentru că am păcătuit împotriva unui Dumnezeu, care n-are început și n-are sfârșit. Așa că iadul n-are sfârșit, pe bună dreptate. Nu putea un înger să plătească păcatul tău, pentru că îngerul are început. Nu puteai tu ca om să plătești, pentru că tu ai avut un început. O trebuie să vină El însuși, Dumnezeu, și a ales, și te-a iubit Dumnezeu atât de mult, încât a ales să vină El să moară locul tău știind. Că numai El poate să plătească vina păcatului tău. Și a știut un lucru, că când te va crea pe tine, te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Pentru că a știut un lucru. Va veni o vreme când va deveni El însuși om. Și urma că va deveni om, dar va rămâne om pentru veșnicie după aceea. Fapte, capitolul 17, descris cu mine, versetul 30. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netrecătuită prin faptul că l-a înviat din morți. Iisus a știut un lucru, că nu numai că va veni și va veni vremea când va deveni El însuși om și va fi 100% om și 100% Dumnezeu. Va învia din morți. Și va merge înapoi în cer, tot ca om. Și va rămâne om pentru veșnicie de acum acolo. Așa de mult te-a iubit Dumnezeu pe tine și așa de multă valoare a pus Dumnezeu pe chipul tău și în tine, încât nu numai că și-a dat viața El însuși pentru tine, dar a ales ca să te reprezinte rămânând om ca și tine pentru veșnicie. Te-a iubit Dumnezeu și te iubește. Știi cât de mult te iubește Dumnezeu? Ioan capitolul 17, versetul 23. Cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie închip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Dumnezeu te iubește pe tine tot la fel de mult cum l-ai iubit pe Domnul Iisus Hristos. Nu te iubește nici mai puțin și nici mai mult. Că nu te poate iubi mai mult. E iubire veșnică. Ce-a făcut Dumnezeu? De fapt, în capitolul 17, dacă citești tot acolo, spune, este un verset care spune ce-a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lui. Spune Biblia acolo că Dumnezeu l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos înainte de întemeierea lui. Tatăl m-a iubit, zice. Înainte de întemeierea lui, înainte ca să creeze Dumnezeu pământul, îngerii și tot ce-o fel, vede, ce se vede și ce nu se vede, El nu a avut început. A fost El, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu Tatăl îl iubea pe Duhul Sfânt și pe Fiul. Fiul îl iubea pe Duhul Sfânt și pe Tatăl. Și Duhul Sfânt îl iubea pe Fiul și pe Tatăl. Și se iubeau unul pe altul într-o dragoste desăvârșită din toate punctele de vedere și nu exista nimic care să intre în dragostea lor.
Din toate punctele de vedere, era o dragoste desăvârșită. Și se iubeau. Și la un moment dat, o bunătate de nedescris, o dragoste care nu există nicio virgulă de rău, nimic. Imaginați-vă o perfecțiune din toate punctele de vedere, desăvârșită. S-au gândit ei să facem o ființă și să creăm lucruri. De ce? Ca să experimenteze și alții ce experimentăm noi, dragostea aceasta din toate punctele de vedere. Coloseni, capitolul 1, versetul 13, zice acolo, ultima parte, să intrăm în împărăția dragostei Lui. Împărăția dragostei Lui. De ce? Împărăția Fiului dragostei. Să experimentezi și tu, te-a creat Dumnezeu, să experimentezi și tu dragostea aceasta lui Dumnezeu infinită, din toate punctele de vedere. Crezi tu ca om că poți să adaugi o virgulă la dragostea lui Dumnezeu? Cum să adaugi la dragostea infinită? Crezi tu că ai fi meritată vreodată ca Dumnezeu să te iubească pe tine sau să te iubească pe tine? Niciodată. Dumnezeu știind chiar faptul că noi vom păcătui, știind chiar faptul că când va crea pe om, nu-i va duce lui ca Dumnezeu absolut deloc niciun beneficiu. Nu-i va duce lui ca Dumnezeu absolut deloc nimic. Că nu putem să dăm nimic lui Dumnezeu cu tot ce avem în plin spre Biblia. Știind, ți-a creat totuși pentru că a vrut ca și tu și eu să experimentăm dragostea aceasta infinită. Să intri și tu în împărăția dragostei Fiului Lui. Că cine este Fiul, are viața. Și cine nu este Fiul, n-are viața, spune Biblia. Și vrea Dumnezeu ca să experimentezi, să simți cu adevărat, să, din toate punctele de vedere, tu să fii plin de dragostea lui Dumnezeu. Și mergem înapoi la faptul unui copil. Ce v-am spus lucrurile acestea? Ce voi vezi prin o putere. Când se va coborâ, Duhul Sfânt este lui Dumnezeu însuși, dragostea lui. Romani 5 cu 5. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care v-a fost dat. Mă înțelegeți? Dumnezeu vrea să ne uite pe dragostea lui. De fapt, dragostea este desăvârșită. Dragostea este Dumnezeu. Din toate punctele de vedere, dragostea a fost pusă în centru de fiecare dată. Când vorbește Pavel în 1 Corinteni 12, 13 și 14, acolo de darul Duhului Sfânt, capitolul 13 vorbește despre dragoste. Pune exact dragostea în mijlocul darului Duhului Sfânt. De ce? Pentru că vrea să accentueze un lucru, că cel mai important lucru e să fii plin de dragostea lui Dumnezeu. Că va veni vremea, a spus în fapte, a spus în Matei 7 cu 21 apostolul, că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și vor spune acolo de parte, spune că vor fi mulți. Și vor spune, n-ați fost întrați în numele tău, n-am făcut multe minuni, zice, nu puține, zice, multe minuni în numele tău. Depărtați-vă de la mine, zice, pentru că nici odată nu v-am cunoscut. Cum adică nu mi-ai cunoscut niciodată? Cum să nu te cunoască Dumnezeu niciodată? Ai scos demon. Niciodată nu mi-ai cunoscut. Pentru că Dumnezeu spune, eu nu cunosc nimicul. Cine n-are dragoste este un chimpanz învenitor. Este nimic, spune Biblia acolo. Un comentariu capitolul 13. Este nimic. Eu nu cunosc nimicul. Eu cunosc pe cineva. Dacă ai făcut tot ceea ce ai făcut și ai făcut fără dragoste, ai avut darul Duhului Sfânt din 1 Corinteni capitolul 12 și 1 Corinteni capitolul 14 și n-ai lucrat în dragoste și n-ai făcut-o în dragoste, ești nimic. Să mulți munții, spune Biblia, să ai credință, să mulți munții, dacă n-ai dragoste, ești nimic. Dumnezeu spune, eu nu cunosc nimicul. Eu cunosc pe cineva. Dacă ai făcut toate lucrurile acestea, ai făcut vinuri multe, ai scos dragi, dar n-ai făcut dragoste. Ești nimic. Eu nu cunosc nimic. Și Dumnezeu a turnat dragostea Lui în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne l-a dat. Slavă Lui! Ce vrea Dumnezeu mai mult decât orice, este să toarne în noi
acest dunamism, acest Duh Sfânt plin de dragoste. Să fim plini de dragostea lui Dumnezeu. Să ne iubim ca frați. Să nu ne vorbim de rău niciodată. Să fim cu adevărat uniți în toate lucrurile. Cum? Prin Duhul Sfânt. Amin. Numai Duhul Sfânt te înălță. Să fim plini de dragostea lui Dumnezeu. Roman, capitolul 12. Versetul 1 la 2, care le-am spus mai devreme. O să le repet și o să le explic puțin și după aceea voi încheia cu aceste versete. Vă îndemn, dar fraților, fiți atenți la cuvânt. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră în slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul de aceea ce spunea ce să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. În vechime, alții au adus jertfă lui noroc și au avut dorință. Dumnezeu ne cere nouă să ducem jertfă trupurile noastre, dar nu oricum. Nu oricum. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, există 5 feluri de jertfă pe care duceau ei. Jertfa aceasta, duceți-vă pe voi înșivă ca jertfă, are de-a face cu Levitic, capitolul 1. Acolo, capitolul 1 din Levitic, spune Biblia că când duceau o jertfă mistuită de foc, trebuia să o pună pe altar și era foc. Dar nu oricum. Spune Biblia acolo că trebuia să ducă o bucățică cu bucățică. Și spune acolo, hai să citim chiar. Levitic, capitolul 1, deschideți-a lor. Levitic 1, versetul 12. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună împreună cu capul și grăsimea pe lemnele din focul de pe altar. Să-l taie în bucăți. Păi dacă tot îi dai foc la jertfa aia și toată îi dai foc și arde complet toată, de ce mi-ai spus o taie în bucăți? Mai pierzi vremea să mai dai și în bucăți animalul. Că nu erau singur animal dus. Gândiți-vă că erau sute de animale. Veneau una după alta. Familii întregi, una după alta. Jertfe după jertfe. Și tu trebuia să tai fiecare jertfă, să o tai în bucăți. Și să o pui pe altar. Să-i dai foc. Și să ardă complet tot. Păi dacă tăi îi dau foc, nu? Care e logica? O mai tai și în bucăți. Să mai pierd vremea și tăi în bucăți. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi ceva. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre cum? Bucată cu bucată. Să te pui pe altar înaintea lui Dumnezeu. Că la un moment dat, Pavel a spus, pentru unii, Dumnezeul lor este pântecele. Unii nu mai postesc. Dumnezeul lor este pântecele. S-au obișnuit să nu mai postească. Să spun, Doamne, ochii mei, nu mai se amedează, dar întâi cum patrat, specific. Nu mai pot privi unde care mâinile mele nu mai sunt mele. Eu nu mai pot face ce vreau cu ele. Le pun pe altar, pe satana. Picioarele mele nu mai sunt mele. Doamne, nu mai pot să mă duc să mă duc unde am vrut eu. De azi la internet. Le pun pe altar. Sunt altar. Stomacul meu. Nu mai e al meu. Dacă tu vrei să postezi, trebuie să postezi. Le pun pe altar. Bucățică cu bucățică. Ne cheamă Dumnezeu să ne pune pe altar. Știi de ce? Ca să putem fi supuși. Ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și când îi face aceasta, vei avea putere, dar vei avea puterea aia autoritară. Exclusia. Puterea aia autoritară care vei porunci. Diavolul îți ia satanul, dar și e autoritate în urma relației. E autoritate în urma relației. Ne cheamă Dumnezeu să fim uniți. Ne cheamă Dumnezeu pentru că ne iubește și vrea să fim plini de dragostea Lui. Amin. Și vrea Dumnezeu să ne umple de autoritate, să fie o biserică autoritară, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Puterea Duhului Sfânt care creează lucrurile. Puterea Duhului Sfânt care vine și în lumea relației. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului și pentru această seară minunată, această seară de o învățătură adâncă, profundă, minunată, pe care Domnul ne-a dăruit-o. Și când am fost cu toții atenți și am ascultat foarte pasionați cuvântul acesta, pe care fratele acum l-a încheiat și l-a rezumat, bucățică cu bucățică, să ne punem pe altarul lui Dumnezeu, propunerile noastre, ca apoi să avem putere, puterea aceasta ca dar, puterea ca autoritate, și apoi, prin Duhul Sfânt, să fim plini de dragostea lui Dumnezeu. Cam așa am concluzionat și eu și mulțumim, Domnule, pentru această exprimare frumoasă a cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat! Amin! Mama, dacă n-am înțeles în totalitate, bine. Fratele Denis mai stă vreo lună pe aici și probabil că ar trebui să mai vină, să ne mai explice, mai pendelete, mai pe înțeles. Domnul să-L binecuvinteze. Mulțumim pentru acest cuvânt frumos, profund, adânc, care ne-a dus multe părți ale Scripturilor, dar am înțeles lucruri foarte frumoase și foarte adânci. Să ne punem pe altar bucățica cu bucățica, adică tot trupul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și mâine să o facem. Într-o zi de post. Tot trupul pus pe altarul lui Dumnezeu. Și apoi ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască puterea și puterea, ca dar și puterea, ca și autoritate. Ne rugăm pentru asta, postim pentru asta. Ca să ajungem plini de toată dragostea lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt se toarnă, s-a turnat, se toarnă, se retoarnă în viețile noastre. Așa cum aminteam, dorim să avem întâlnirile acestea de rugăciune în zilele acestea, începând de la înălțare și până la cinzecime. În fiecare seară să ne silim să venim la casa Domnului. Și cu dorința aceasta, să ne rugăm, să cerem putere, să cerem autoritate, să cerem dragostea lui Dumnezeu, să cerem umplerea cu Duhul Sfânt, care va face toată lucrarea și care va desăvârși toată lucrarea în inimile noastre, în viețile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aveți gândurile acestea bune, aveți dorința aceasta bună să ne întâlnim la casa de rugăciune și chiar rog frații, veniți cu gânduri bune, dacă Domnul vă dă cuvânt, dacă Domnul vă dă o descoperire, aduceți în fața poporului Domnului și în fața Domnului gândurile acestea frumoase și bune, de rugăciune, de mijlocire, să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt. Și acum amintea și fratele Venin și așa cum este cuvântul lui Dumnezeu, apostolii au fost umpluți inițial în fapte 2, dar ei n-au rămas în fapte 2. Eu am ajuns și în fapte 3, apoi am ajuns în fapte 4, că din nou au fost un plus de Duhul Sfânt. Și mereu și mereu în faptele apostolilor, ucenicii vedem rugându-se, stând împreună, în același loc, ca să fie iarăși un plus de Duhul lui Dumnezeu. Haideți și noi să facem exercițiul acesta spiritual, care cred că ne va fi benefic. Din nou și iarăși să fim un plus de puterea lui Dumnezeu. La întâlnirile acestea, care vor începe de la ora 8 seara, dorim să avem și cântări și toate cântările despre lucrarea Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt. Căutați-le, găsiți-le, aduceți-le înaintea Domnului și înaintea fraților. Și atunci cântăm, vom cânta. Nu vom avea multe explicații să zicem așa, dar dacă un frate are o cercetare, are o călăuzire, pe baza acestor aspecte ale umplerii cu Duhul Sfânt, vă rugăm, aveți îndrăzneală și veniți înaintea Domnului și înaintea fraților cu gândul acestea și apoi să ne rugăm. Să ne rugăm ca Domnul să ne umple de putere, ca dar, ca autoritate, de dragostea care vine de la Duhul Sfânt și vom fi câștigați, vom fi binecuvântați de Domnul. Domnul să ne însuflețească la lucrarea Lui. Amin. Sunt persoane, sunt tine, care au primit botezul în apă. Îi îndemnăm în timpul acesta câte o zi de post, de smerire înainte Domnului, chiar de mărturisire și cereți ajutor.